O întrebare? Da, eu vreau să continui cu întrebarea în ceea ce ține de garanția pe care ar trebui să o ofere companiile de turism. Evident că aceasta este un lucru absolut necesar, însă în același timp întrebarea este cum vedeți dumneavoastră această garanție și de fapt formatul în care o vedeți. Deci, iarăși, guvernul va veni în timp de 6 luni după aprobarea acestei legi cu un șir întreg de modificări sau completări și la legea specială și cu lămuriri ce înseamnă garanții, cât vor fi aceste garanții, ca să nu se întâmple, înțelegem, situația care recent s-a întâmplat în Rusia și în altă parte. Dar doar o precizare. Evident că este vorba, se înțeleg că este vorba de o hotărâre de guvern. Exact. Da. De ce vă spun aceasta? Pentru că, din câte am înțeles și din niște discuții, este vorba de sume care ar porni de la 2000 de euro pentru fiecare companie anual. Or, de asta și întreb, pentru că companiile de turism sunt foarte diferite. Noi le avem pe cele mari, dar le avem și pe cele mici, care sunt în special în teritoriu, și ca o solicitare să vedeți atunci când veți discuta despre aceste garanții, să permitem în special companiilor mici să se dezvolte și să nu fie o sumă pentru ei care ar fi neacceptabilă. Luăm în considerație. Mersi.